Un bărbat în vârstă de 61 de ani dispărut de câteva zile de la domiciliu a fost găsit fără viață în localitatea Bumbești-Jiu. Bătrânul plecase de acasă de mai multe zile fiind căutat de familia care era îngrijorată că ar fi putut păți ceva. Căutările s-au sfârșit însă tragic, temerile familiei adeverindu-se. Bărbatul a fost descoperit zăcând mort într-un șanț. În cursul zilei de ieri, polițiști din cadrul poliției orașului Bumbești-Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 61 de ani a fost găsit decedat. Cadavrul urmează a fi transportat la serviciul de medicină legală în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor decesului. IPJ Gorj a deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.